Ar vrea să citesc și eu, dar eu voi citi din cap. Și o să citesc din 3 cărți, ba poate chiar 4. Și veți vedea că de ce nu sunt cărțile la fel și într-un fel nici oamenii nu sunt la fel. Adică mă refer oameni, provincii, culturi, continente, mai știu ce, state, statele lumii, nu? Păi, prima carte. Prima carte ar fi Gilgamesh, care Gilgamesh era un rege preot, era Mesopotamia. Și la un moment dat întâlnește un fel de animal. De fapt, eu cred că era un negru, un african. Și se împrietenesc. Deci Enkidu și Gilgamesh. Cine a citit dreptul la timp știe. Dar apoi și epopeea lui Gilgamesh tradusă din franceză. În anii era. Mi-a zis-o în liceu, pe clasa 9, deci. Nu știu ce vreau să zic, are 12 cânturi, ca și Iliada, ca și Odiseea, probabil. Da. Tipul ăsta era un fel de Ernest Hemingway și efectiv se ducea și vâna animale. Le împușca cu ce avea și el acolo. Enkidu, în același timp, el era un tip din ăsta, ca un fel de câine să ducă. Ei erau cumva ca și Don Quixote cu Sancho Panza. Drumul era de fapt un pretext pentru parlare, filozofie, știi? Gânduri. Adică, de ce ne-au bătut căciumarii aia până la urmă? Ce-i cu morile astea de gând? Deci, niște lucruri, niște întrebări. Era o chestie spirituală între regele Gilgamesh și Enkidu. Se bate cu nu știu care, după aia ajunge la Noe, al nostru, pe care în cartea lui Gilgamesh îl cheamă Napishtim, și care descrie cum zeul Ea, cred că, al lui, la care se închina el, îi vezi că vine ape pe pământ, fără o corabie triunghiulară, și bagă în ea tot ce ai și toate animalele care le vor veni, că vine cu un om mai fost. Și zice în epopee, asta știu din altă sursă, că spune un napiștim sau spune epopeea că așa, atâta de potop a venit că toți zeii, oamenii erau, zice, și omenirea s-a făcut lut. Toți zeii s-au urcat la, nu știu ce zeu, pe ea sau nu știu care. La, e posibil ca ea și el, de la Elohim sau Allah, să fie unul și același. S-au urcat la el și se groveling ca niște câini. Bun, dar singura suferință a acestei piese este nu moartea leilor sau așa, Enkidu moare. Cumva putem spune că Gilgamesh era nemuritor. S-a întâlnit în spațiul ăla, era armata nemuritorilor, toți știm din școală. Cum murea unul, era înlocuit de altul. La persan sau la cine. Dar Gilgamesh suferă foarte mult pentru prietenul său. Și atunci, în ultimul cânt, care s-a păstrat doar fragmentar, găsește sau, în fine, ia un pucu și un micu.
Pucu este cu 2 de capa, Micu este cu 2 de capa. În rest, simplu. Pucu este un fel de bastonaș, sper să nu mă încurc, iar Micu este un fel de tamburină. Și face el așa un fel de dans sacrosanct în jurul său însuși. Și se roagă pentru Enkidu, care era acum în Sheol, Hades, neapărat în iad. Dar cum era loc de așteptare pentru judecată și Enkidu vine la el de lumea morților, cum știm și de Euridice, nu? Și Echo. Vine și ce Gilgamesh, care era dita mai regele, știi, ca și regele din Mari, al Mahal, era un om mic și bun, sau altul, și zice, băi, Enkidu, e rău fără tine, te-ai dus, nu știu ce, nu știu cum, acum sunt singur, înăcălit, mai știi cum mergeam noi și la vânătoare, de lei, de cer, de ce era. Ce da. Și aici, la sfârșit, nu mai e așa bine păstrat textul, că se scria pe lut și zice, cumva a fost apariția istoriei, nu? Din lutul potopului s-a ajuns la lutul tăblițelor. Deși și înainte de potop erau tăblițe și ciobul de ceramic. Normal. Și ce vreau să zic? Și zice, și Enkidu are un fel de solo de chitară, zice. La noi în Sheol, Sheol este termenul ebraic. E rău, e greu. Că e întuneric, mulțime. Ce să faci? Stai, aștept. Și așa se termină. Asta e o carte. Apoi, vreau să vă zic despre o altă carte. Se numește Omul fără însușiri. Nu am citit-o. Am vrut să o citesc. Nu s-a părut prea modernist. Am citit la început volumul 1 și când am văzut că are ca personaj și pe Franz Josef, care-s neam, bunicii mei, de pe ambele părți ale mamei, li se zicea Franz. Am zis, lasă-mă, bă, tată, bă, dacă tu și pe Franz Josef am văzut în carte, că nu l-au cunoscut, de unde să-l cunosc? La televizor. Atunci a renunțat și poate a renunțat la cartea vieții mele, care mă urmărește de decenii, de două decenii, poate și mai mult. Bun. Oricum, muzic, pot să spun că m-a afectat, deci nu am citit nimic. Oricum, ce să zic? Să zic o rugăciune, nu? Dar și un lucru foarte bun. Să zic o rugăciune. Da, voi zice o rugăciune. O carte
nu știu acum la subcategorii. De exemplu, o carte de protecție a muncii. Nu trebuie să te ia acolo, hai să desenăm flori și nu știu ce. Nu. Spune, bă, vezi, frate, nu băga mână la rotul percutantă, aici e discul, aici tăiem lemnul, aici sufli talasul, aici batem scoabele, cuile, treaba, facem lucruri de dungherie, vezi că nu-i de joacă. Asta este o altă carte. Deci, nu putem spune că dacă Adolf Hitler a scris Mein Kampf 1 și apoi au murit atâția oameni, e vina neapărat a lui, poate să fie vina lui Dumnezeu. Nu însă și cu Mein Kampf 2, care este o carte a trusturilor, fel de John Dos Passos. Da, bun. Și acum ajungem la Biblie. Dar mai întâi trebuie să mai trecem pe la Ion Creangă, amintiri din copilărie. Ion Creangă, el avea o credință nativă, probabil originală tot, dar cu idei vremii, dar el trăia într-o lume mitică. El mergea duminica la biserică, zicea, îngerul a strigat, măsa îi făcea răcituri, dar nu era conștient că e bolnav, că maica sa e bolnavă, el e bolnav. A avut epilepsie. Și maica sa, dacă noi s-o vindecat de simptome, gata. Deci nu e chiar așa. Boala rămâne. Deci și asta se zice. Și acum ajungem la altă carte, care cumva îi într-un fel diferită de toate. Biblia. La ora asta nu mă apuc să evanghelizez pe nimeni. Este ora 2:29 AM. Dar vreau să zic că Biblia privește din 1000 de puncte odată. Și toate se întâlnesc într-un același punct, încercat apeiro, dacă nu o fi. Adică ce vreau să zic? Nu știu dacă vă amintiți, videoclipul ăla de la Genius, ultimul, înainte să plece în America și rămăsese doar la gras și cu cântăreața. Și cântăreața era prinsă într-o încrengătură de aia ca niște pânzi de păianjen și se tot mișca printre ele. No, asta este Biblia. Biblia este o sumă de vectori. Și cum faci o mișcare, mă refer, și metafizică, sufletească, orice ai face. Toți ceilalți vectori, poate nu toți, dar o parte din ei își schimbă polaritatea, direcția, tot. Eu asta am de reținut de la fizică. No. Și atunci, bineînțeles că nu poți să zici je m'en fous, je m'en fiche, nu mă interesează de je triche. Și ca să nu uităm că ce vectori are Biblia, nu are numai zicători înțelepte, nu e o carte de proverbe ale românilor, sau chiar măcar basme ale românilor, care ceva apogeul literaturii noastre. Nu, mă repet, expres. Vreau să zic că avem oameni ca Iisus, Maria, Iosif, apostolii buni, chiar și un apostol ca Iuda, până la urmă, să nu cumva să avem vreo surpriză, știi că Iuda a zis, bă, băiatul, bă, iartă-mă, dar înțelege și tu, mă, e norocit, vai de capul meu. Nu ți-am dat o palmă, nu? Cum era? Care e diferența între a saluta pe Iisus sau a-i da o palmă? Deci, și oare ăia care l-au pălmuit pe Iisus și l-au biciuit,
După aia s-a pocăit, dar Iuda a trebuit băgat în iad, nu din alt motiv decât ca să fie scos din post. Ei trebuia să fie 12. Atunci nu puteau să zică, bă, unul s-a dus mai înainte la Domnul și asta s-a întâmplat, pentru cine știe. Majoritatea oamenilor nu știu România. Pentru cine știe, s-a întâmplat că fratele lui Ioan Teologul, nu? Care nu a murit de moarte violentă, dar l-au băgat într-un butoi cu ulei încins, când avea 90 și ceva de ani. Și după aia, cred că se zice Apocalipsa. Ei bine, Iacov a murit chiar la începutul. Capitolul 10, nu știu sigur, fratele său Iacov Boanerghe s-a murit primul. Nu știu care mahăr de domnitor a luat pe Iacov, l-a executat în închisoare și când a văzut că lucrul ăsta place iudeilor, a mai arestat și pe Petru. Și a venit îngerul și i-a luat legăturile care era legat între doi soldați ca o ciumă de pătru mantu și l-a eliberat și l-a deschis toate înaintea lui, a ieșit ca prin bas prin închisoare. No, acum scopul nostru nu este să ieșim din închisoare, ci să vină Iisus în închisoare cu noi, nu? Astea sunt niște lecturi. Nu știu dacă eu mă pricep, știi, la dialectele din Pikesville, de nu știu unde, dar vedeți că textele astea pe care le-am prezentat sunt diferite, dar se și aseamănă. Și pentru sănătatea mea mentală, trebuie să mă rog pentru un prieten de-al meu, un Paul, care... Și nu știu dacă am scris, dacă n-am scris, pe ce a murit mama mea. Eu, de fapt, nu vreau să scriu evenimentele acelea. Am fost inspirat de rătăcirile elevului Toles, care n-am citit-o, dar am înțeles ce e vorba. Și cum să zic, eram în doliu și mama mea a fost batjocorită, moartă. Și atunci am avut acea atitudine care nu e neapărat bună, nu putem spune dacă e nici rea, că suntem oameni, nu știm noi ce e bine și ce e rău, ce este mai rău. Dar am zis, da, să cățară toție, dacă tu vă ajut de oameni. Că nici măcar nu se publicase cartea, am pus-o pe script. Și un tip s-a apucat să-l bată rău de mine. Am scris case cu carte cu stăpâne folosite pe post de WC, de carte cu sclave folosite pe post de WC, de stăpâne. Deci, boală de minte, știi? Acum nu prea crezi nuci. Da, și ce să zic? Și atunci am scris o povestire în genul canonului și în genul Vladislavei, care tot în patru capitole, de 10 pagini, și care efectiv a pus punct. Ca să zic așa. Sau poate fac eu iluzii. Oricum, mă simt îngrozitor.
I-am trimis-o lui Paul. După aia, Rao, cât înțeleg, mi-a tot făcut mișmașul prin manuscrise, că el știe și IT, el e și IT. În schimb, Andrei, pe treaba lui. Și Paul. Numai că Paul, săracul, avea o problemă cu băutura. Poate asta a contribuit. Înțeleg că Paul a murit de vreo 2 ani. Dar eu vreau să zic ceva. Și asta vreau să zic. E adevărat, eu n-am citit toate cererile lui Tolle pentru că nu puteam. Starea care era. Am suferit de atunci până când am scris și după aia, să zicem. Dar măcar m-am eliberat de tot ce mi-au făcut. Dar vreau să zic ceva. Cum zice Alex Fletcher, nu? I would write a song of how bad I felt and everybody would learn, and stuff like that. Decât să stai singur în norul. Ce vreau să spun? E chestia asta. Da, dar să nu se ajungă la moarte de oameni. Acum, ce să fac? Să scriu Sherlock Holmes în secolul 21? Deci, și l-am sunat. Adică am sunat la mama sa. Dar nu vreau să vorbească cu mine. Ce încerc eu să zic? Nemulțumirea mea a fost că atât eu cât și maica mea și bunica mea au fost oameni de treabă care ne-am văzut de ale noastre, am fost săraci, am mâncat cartofi toată viața și tu după aia vii și mă chinui pe mine pentru ceva ce eu nu știu. După aia mai bază și de maica mea. Deci, niște lucruri aici. Acum nu știu dacă e cel mai bun lucru să ia atitudinea să ia. Nu știu. Probabil că nu. Dar, pe de altă parte, e bine ce scrie în Biblie. Asta ziceam cu vectorii aia. Iisus zice, când un om greșește față de tine, du-te și spune lui singur. Eu le-am spus ranie. Apoi mai ia un frate cu tine și spune, dacă ești așa, spune-l bisericii, adunării. Dacă, și dacă nici de adunare nu ascultă, să fie ție ca un păgân și un vară. Adică să-l ocolești, să n-ai treabă cu el. Nu, eu, asta a fost suferința mea. Eram prea tânăr, la 14, la Piteștiul meu a fost de la 14 la 16 ani. Și Piteștiul meu a durat 2 ani, cât a durat și Piteștiul original. Și probabil că vreau să mă omoare sau să mă facă să-mi pierd mințile. Nu, până la urmă am ajuns la Dumnezeu. Și asta a fost, știi, când am văzut că. Dar cine a făcut acel comentariu? Și am scris la cei de la Scribd, la feedback sau cum. Domnule, șterge rândul ăla de acolo că își bate cineva joc de cartea mea. Și zice, pare rău, dragă domnule, zice unul de cine știe în țara. Nu se poate ștergere că niște comentarii, niște statusuri, nu știu cum, și nu avem ce să facem. Și atunci am șters cartea de pe script și atunci m-am apucat, atunci am scris autoportretul 7 efecte și crucea din camera 3, crucificarea din camera 3 și nu l-am mai trebuit nimic.
După aia am trimis-o, când aveam să vin de la spital, am trimis-o lui Paul pe internet, că l-am găsit. Și a zis că nu prea poate să citească, că se enervează. Asta cu civicarea. Nu cu civicarea. No, ce mai vreau să zic? Da. E ca și cum, să zicem, eu am un abces. Pot să stau până mâine dimineață, să ajungă la ochi, sau mai știu eu ce, să doară, să fie acolo, așa. Sau pot să iau, știi cum fac, făceau pe vremuri la misa, iau un ac bun, îl încing cu ceva și înțep acolo unei punga. Păi gata, am scăpat, relaxat. Dau cu peria, deși eu nu mă sun pe nici, pentru că n-am chef să-mi ajungă mentosane la creier. Și atunci, e bine, nu? Deci asta vreau să zic, dar totodată, faptul că mă doctoricesc singur, nu înseamnă că sunt un vraci nebun. Deci societatea, vina nu a fost a lui Paul, care Paul, fiecare dimineață mă chema la școală. Probabil că mă chemau și ceilalți colegi, dar el era liderul și el, fie nu, hai, trezește-te, nu știu ce. Deci asta a fost o chestie, nu? Deci, vina nu este nici a mea. Câți ani aveam? 30. Când am scris, în 2012, am scris Crucificarea. În 2012-2013 am început. 2012. Când aveam 30 de ani. Mi-am făcut propria propovăduire, propria biserică, propria religie, nu? Dar dacă eu mi-am exprimat suferința, dacă Paul s-a enervat că i-am deschis acolo, eu încă de când am... De ce citeam eu Dostoievski? Am citit 5 romane de Dostoievski într-un an. Cam așa. Deci, cine își mai amintește, știe ce scrie prin Dostoievski. Dar vreau să zic că ideea era că societatea trebuia să aibă alt răspuns. Nu știu, poate săracul meu prieten a murit de beție, alcoolist, se întâmplă, era medic. Se poate întâmpla. Fost un medic bețiv. Sau poate să fi murit de inimă rea. Și asta se poate. Deci asta e chestia, domnule, dacă faci o carte în care spui niște lucruri care trebuie spuse, dacă consideră scriitorul, uite cum a făcut Dante, pe care l-am citit dintre a noua și a zecea, când eram acolo. E bine, Dante i-a băgat pe toți. Și personaje mitologice aproape, pe Virgiliu, pe Traian, pe nu știu care, pe nu știu care, pe Iuda, pe Satana, tot felul de Rimini, nu știu care, Francesco și așa. O grămadă, toți sunt acolo, dar ideea e că orică sunt în iad, în purgator sau în paradis,
Nu că e un șam, ci îi, băi, acum stai liniștit, pocăiește-te și poate vezi, poate fi mai bine. Dar nu te apuca acum să omori oameni. De ce? Că au scris un Augenthal, o povestire și am mai scris și în cartea despre mama ceva și cum să zic, din cauza că am scris așa, nu, atunci m-au rânjat și atunci le-am scris pentru că eu asta mai spun când eram la școală sau venise așa, am făcut o piesă de teatru care am pierdut-o în două părți, în care în prima parte era cum a fost în camera 3 și cum mă înjurau ăia de 200 de ori pe zi, toată ziua, 2 ani de zile. Și în a doua parte erau alte chestii, colegi de la școală, mama mia, nu știu ce, sau de la Cluj, de la teatru. Dar am pierdut piesa, am avut o lectură rezolvată, nu mi-a prea ieșit. Și am avut ce să zic, deci nu acesta trebuie să fie răspunsul societății. Problema între mine și Paul, să zicem așa, nu mai era în 2014 când am trimis eu povestirea mea pe e-mail. Problema a fost în 96-98. După aia, dacă am rezistat până atunci, dacă și el a rezistat, însemna că n-am fost așa mari dușmani, că dacă nu ne găseam noi. Cumva, nu? Și în schimb, uite, eu am scris în 2012 și deja în 2020, cred, murise 8 ani. Deci asta, nici asta nu e literatură, nici să fii comerțant de cărți, dar nici să fii, cum să zic, Samson de vieți, Samson Călăul.